pare bine că v-am cunoscut, că sunteți o intelectuală. Ce poate fi mai plăcut pe lumea asta decât să ai o conversație la un nivel mai relevat? De altminte, tot din conversație mi-am însumat și cultura. De la unul un bonjour, de la altul un Tannenbaum. Uite așa, ajungând să posed vreo 4-5 limbi materne, pot spune fără să mă laud că am devenit un bun poligam. Au vrut să mă angajeze și la unete ca tranzistor, dar n-am vrut, sigur. Luați, vă rog, serviți. Este o băutură foarte bună, tare reconfortabilă, coniac Hennessy Williams. Coniac excepțional. Nu beți alcool? Foarte bine faceți. După mine, băutura e un vițiu și ar trebui să fie penibilă de pedeapsă. Luați mai bine un pahar cu apă portabilă, că tot apa portabilă e cea mai bună băutură de izvor. Eu mă pricep foarte bine, că doar sunt apicultor. Vă rog, niște murături, nu doriți? Murături sunt la indiscreție, nu o să vă facă rău, pe garanția mea. Mă pricep foarte bine că am și vreo 2 ani de medicină pe înțelesul tuturor, așa că sunt oarecum semidoctor. Și pe băiatul Gazdi, tot eu l-am vindecat, știți? Tot se speriase de credeau că a făcut o concluzie intestinală și când băiatul n-avea nimic, a știi, mâncase ceva gras și avea arsul pe sarcofag. Înțelegeți? A doua zi însă l-am chemat pe frate meu, cam un frate care e soră la un spital. I-a făcut o intraveninoasă și a scăpat băiatul. Rog, luați, serviți. E foarte drăguță gazda, ospitalieră, primitivă. Ce-mi place mie foarte mult la dânsa e că nu e posacă. Are o fire veselă, vorbăreață, solubilă, foarte solubilă. Și mobilă, aranjată cu gust. Ce lămpi, ce ilustre. Și-mi place lumina confuză. Asta procrează o atmosferă intimistă. Pentru noi intelectuali ăsta este un lucru foarte de preț. Știți, creierul are o mulțime de unde electromagnifice pe care le omite în toate direcțiile. De aceea noi care muncim mai mult cu psihicul, cu subconștientul, avem nevoie de un relaxativ. Odihnă sau o carte mai ușoară, polițistă, știți de ce să nu recunoaște? Mie îmi plac foarte mult cărțile polițiste, chiar aseară am citit una foarte frumoasă, Câinele din basketball. Este o bună epopee, acțiunea se întâmplă într-un mic orășel de lângă Scotland Yard. Cine vrea să o citească, eu o dau imediat pentru că am în biblioteca mea pentru toți. Eu mai am și alte cărți, de pildă, Mama lui Gorky. Mama lui Gorky. Păcat că nu mi-amintesc numele autorului. Dar cine a scris-o, frate? Cam un lipsus acum. Un lipsus. Tolstoievski sau așa ceva. Credeș. Mai am și un Larus? Un Larus? Da, nu l-am citit chiar pe tot, că rusește nu știu încă așa de perfect. Și pe urmă... E și prea gros. Ai, frate... Îmi plac acum serialele astea de la televiziune și cum a fost ăla de anul trecut, ăla, serialul ăla englezesc, ăla cu Offside Saga. Bun. Vă rog să luați, să serviți niște icre foarte delicioase, de pește. Prin acestea, peștii se și înmulțesc. Ce, nu știați? Cum? Asta la fel ca și proaștele, prin metempsihoză. Tu-da, 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 tu-
Vă place muzica? Și eu să știți că sunt un foarte mare megaloman. La toate concertele am abonament. Zici un vals? E minunat. Un vals al lui Schopenhauer, foarte frumos. Mie îmi place mai ales partea asta de la urmă. Allegro, ma non lesco. Cele mai întâmplări și în viața compozitorilor ăstora. Ați auzit de fuga lui Bach? A fugit săracul de frica inchiziției fiind acuzat de calviție. Asta s-a întâmplat când cu papa de la Roma, când i-a mutat scaunul la Avignon și a murit de durere că nu mai avea scaun. Nu e însă un lucru sigur, eu cred că s-a omis numai o ipotenuză. Ăla e de că avea o infecție, ceva la vezica jubiliară, sigur. Și dansurile astea. Ah, câtă de bandare la tineretul ăsta. N-au niciun Weltanschauung. Eu am unul, dar nu găsesc baterii. Și cu coanele care își pierd ore întregi la coafor, cu capul prin diferite vase capilare, și își delapidează și părul de pe picioare. Vorba poetului, où sont les neiges? Dans le cerce.